Tu mi-ai fost prima iubire, ce păcate. Am crezut prea mult în tine, dar m-am înșelat. Acum ce n-ai dat să mai fie a mea? Dar cine te mai ia? Că tu ești de vină, nu pot să te iert. Că tu m-ai mințit, cum altul ai fugit. Că tu ești de vină, nu pot să te iert. Că tu m-ai mințit, cum altul ai fugit. Eu am fost numărul 1 în România, care peste mine n-a trecut nimeni în anii 85-86. Unul a fost Neluță Neacu, care când cântam eu sărea lumea pe garduri, pe case să mă vadă. Eu mă trag dintr-o familie de lăutari. Tatăl meu a fost cel mai mare violist dintr-o comună de asta, se numește Fântânele. Cum intrai în capul satului, vedeai că studiază cu acordeoanele, cântau copiii aia. Și eu cu Hanțul mă trag de acolo, de la Fântânele. Onoriu, Gabi Luncă, ne tragem de la Fântânele, de acolo. Un sat numai de lăutari. Mi-a luat tata un acordeon, mi-a cumpărat un acordeon de 32 de bași acolo și am început să-l fredonez, să cânt acolo ce mă învăța el ca viorist tata. Tata auzea bine, cânta bine cu vioara, era cea mai mare valoare în România, Neagu de la Fântânele. Și la 7 ani a început tata să mă ia la nunți. Începusem să cânt, începusem să cânt cu vocea. Mă șoptea tata, uite, învață melodia asta, învață melodia asta. Și când m-a anunțat, numai când zicea să-l ascultați pe băiatul meu acum, vă dați seama că urla lumea. Numai când deschideam gura. Dar eu cântam bine când eram copil. Când am început și am prins gustul la cântări și nunțile, începuse să-mi fie drag. Când vedeam că câștig bani atunci pe timpul ăla, gata, mi s-a schimbat creierul. Mă făcusem, ziceai că sunt o mare de 20 de ani. Aveam decât două boxe de alea, două boxe, așa se numea, două boxe de porumbei. Cum se numea, cum cântam noi pe timpul ăla, exista o stație Doina, cu două lămpi de alea în ea, care nu avea nici putere, mai mult țipam în ea. Mi-aduc aminte că de atunci m-a luat băieții că am respect și am obraz. De când eram copil, orice bani luam, împărțeam cu toată lumea. Scopul meu a fost să cânt cu Toni Ordache, cel mai mare țimbalist din România. Și am reușit. Când m-a auzit omulețul ăla, Toni Ordache, când m-a ascultat, am cântat prima petrecere, am cântat-o, mi-aduc aminte, la Valea Dragului, la un prieten de-al meu, Iancu. Deci era ziua lui soția lui Iancu ăsta. Și Iancu i-a făcut cea mai mare surpriză, i-a zis doamna lui, sărbătorita, soția lui Iancu, mă zic că e un copil la Fântânele, mă, care cântă de te seacă, mă, de te omoară. Nu mi l-a dus și mie, mă. A făcut Iancu în așa fel și a venit și m-a luat cu mașina de acasă. Și când a terminat programul toți, a început Iancu ăsta, mă, a scântat, mă, am și eu o surpriză mare pentru soția mea, să cânte acest copil, Neluță Neagu. Și vă dau cuvântul meu, domnul, când am pus mâna pe acordeon, mi-a aranjat microfonul acolo și când am cântat, dacă nu plângea femeuța aia cu lacrimi așa, plângea și îmi băga bani în buzunar, plângea și îmi băga bani în buzunar și bărbasul și ea. Și a început și lăutarii. Toni Ordache, după ce mi-am făcut programul, m-a luat așa, ne-am încercuit așa la o masă și Toni Ordache zice așa, măi, Neluță, ia acordeonul ăla, mă, și treci lângă mine aici și cântă și mie o melodie.
Vă cânt una mai veche, așa veche rău, cum se cânta înainte. Am visat aseară pe băiatul meu. Pentru băiețelul meu am să alerbat pe mereu. Am visat aseară pe băiatul meu. Eu pentru băiatul meu am să alerbat mereu. Eu pentru băiatul meu am să alerg, Doamne mereu. Asta e cea mai veche care am cântat-o pe placă, cum am scos prima placă. Cât este lumea de mare. Costel trompetistul a avut o vorbă cu electrecordul și l-a rugat mult pe Costel trompetistul să se ocupe de mine, de Leonardo Rodache, Ghiță, Constantin Fulgerică, George Udilă, ăștia care cântam noi în formația noastră, s-au decis să le fac o placă, un CD de ăla, cum se făcea înainte. Așa o numeam noi, placă de pick-up. Deci primul, Costel, trompetistul Costel Vasilescu, la țambal Leonard Iordache, la clarinet George Udilă, care și acum e veteran și acum cântă bine la ora actuală, la anii lui. Maestru Constantin Fulgerică, care îl iubesc și mi este drag. Și ce mai avem aici? Ghiță Coadă, da. Am avut prima plecare în Germania și am avut pe prietenul meu acolo, pe Costel Hanțu, care a plecat înaintea mea. Și eu am plecat pe contract. Am avut un contract, am cântat la un jidan acolo, la local frumos. În fine, eu căutam să mă împac cu Costel Hanțu, adică să mă împac, să dau de el, să pot să rămân, să cântăm împreună în Germania, că eram cei mai iubiți din România, eu cu Hanțu. Și când a auzit că am ajuns acolo, m-a invitat la el acolo, m-a chemat la el, am plâns unul pe altul acolo. Și în fine, am început să cântăm împreună, terminase contractul, eu am rămas cu el acolo în Germania. Cât de mulți bani am câștigat eu în Germania, tot nu m-a atras să rămân acolo. Am stat în Canada 2 luni de zile, mai aveam încă o lună de stat și am zis, gata, plecăm, m-am plictisit. Mi-e dor de familie, mi-e dor de România, mi-e dor de prietenii mei, de colegii mei. După ce am venit din Canada, am prins un turneu cu Costel trompetistul în America. Și dacă spun cât am stat în America, râs de mine. 3 zile. 3 spectacole cu primăriile, cu Helmut din Germania, dacă îl cunoști. Ăla ne-a luat cu primăriile 3 spectacole la New York. Și românii când ne-au văzut, bă, nu mai rămâneți, mă, și voi. Doar ați venit, atât avem viză, mă, o săptămână ne-a dat. 5 zile.
6 zile ne-a dat vis. Mă ia-mă și mâine și mă întorc acasă. Cât de ani de zile durul nu mă lasă. Mă ia-mă și mâine și mă întorc acasă. Cât de ani de zile durul nu mă lasă. Doamne, ce dor greu azi mă apasă. De copiii mei și de nevastă, că m-am dus departe să fac bani, ca să nu mă râdai, mi-i dușmanii. Banii, banii ne duce la moarte. Și dacă nu-i ai, viața nu se poate. Banii, banii, banii ne duce la moarte. Și dacă nu-i ai, viața nu se poate. Doamne, ce dor greu azi mă apasă. De copiii mei și de nevastă, că m-am dus departe să fac bani, ca să nu mă râdai, mi-i dușmanii. O melodie pentru toți românii noștri, să audă și România, că de asta pleca românii noștri din țară, pentru bani, să facă bani la familiile lor, la copiilor. E foarte greu în România pentru cine nu poate să se descurce. Am venit în țară, am început să cântăm la românii noștri, aveam, nu zi de zi, cântam zi de zi. Acum se cântă 2-3 ore, ți-ai luat banul și ai plecat acasă. Dar cum am cântat eu, nu vreau să mă laud, eu spun adevărul, uite, Petru știe. Cântam nunți grele de la ora 12 până dimineața și cu acordeonul și cu vocea și munceam și cântam și prin praf și prin nădușeală și bani cu sânge. Pe timpul ce au să cântam la Bărbulești și când mă duceam acolo îi linișteam pe toți. De unde e Ștefan de la Bărbulești? Vedeam numai oameni sadici acolo. Vă dau cuvântul meu, domnul, când a venit unul și a pus pomese, topoare, săbii, cuțite. Eu eram cu Toni Ordache în timpul ăla. Ia să-mi cânte și mie ăla, mă, ăla, Neluțu Neagu, ăla, să-l ascult și eu. Și când treceam, îl făceam să plângă, cât de rău era. Eu când mă duc la o nuntă și mă uit ce e la masă, eu știu ce să cânt ca să fie lumea mulțumită. Eu o iau de la lăutărească, când și populare, dacă văd că vine unul și cere o manea, sunt la zi și cu manelele. Pot să cânt și o manea, 2, 3, 4, 5, cât se poate, dacă se cere. Cânt și o sârbă, cânt și o populară, cânt tot ce se poate la o nuntă. Am apucat și garda asta nouă, care există acum. Am apucat și garda veche, care ăștia nici nu știu cine a fost înainte. Cum a fost Gheorghe Lambru, Florică Roșioru, Costel Hanțu, Toni Ordache. Asta a fost muzica adevărată. Înainte se cânta mai drept, așa, armonii mai drepte, așa. Dar acum trebuie să înțeleagă că toți copiii cântă. Copiii ăștia care a învățat acum, generația asta de copii, sunt extraordinari, ia în cap repede de tot, nu se poate. Cum cântă Ionică, cum cântă Mexicanul, ăștia, generația asta învață repede de tot. Cum cântă toți băieții. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți.
toată dragostea s-o simți. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. Da, am trei băi și o fată. Fata cântă și ea cu voce, dar eu copiii mei nu mi-am făcut lăutar că am trecut și prin rele și prin bune, am văzut ce înseamnă să fii valoare. Dai și de oameni răi, dai și de oameni buni și am zis să nu treacă copiii mei prin ce am trecut eu cu oamenii ăștia când bea. Mai... Și copiii mei sunt bine, sunt plecați în Germania, s-au axat acolo cu familiile, cu copiilor. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine. Am 18 nepoți, mă mândresc. Care nepoții mei iubesc mai mult ca pe copii. Mă iubește nepoții mei când strigă tatea, îmi umple inima. Și asta mai e veche când eram eu copil. Cine am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Pentru cine am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Am pierdut și nopți, dar am pierdut și zile. Pentru tine, măi copile, ca să te crezi bine. Am pierdut și nopți, dar am pierdut și zile. Pentru tine, măi copile, ca să te crezi bine. Opa de lelele, opa de lelele, opa de lelele. Opa de lelele, opa de lelele, opa de lelele. Petruț, treci aici. Cine știe inima și cunoaște viața mea, ești toată nevasta mea. Ai știut să-mi dai putere când treceam prin clipe grele, ești motivul fericirii mele. Am întâi prin viață cu rele și bune, am trecut nevastă, tu știi ce mai bine, tu nevasta mea știi cel mai bine. Chiar dacă m-am greșit, mereu m-ai iertat, mereu m-ai iubit și m-ai respectat, dar eu te iubesc cu adevărat.